văzut din cauza de la parte. Eu nu ca aici la plimbare. El are obiceia filmului. Mai tare dacă mergeam. El are filmul lui, n-are nicio treabă. El se joacă, mă. Și ăsta micul Gabi e prima oară când se dă. Beginner's luck. Serios. El zic că nu s-a mai dat. În coada lui. Acolo îl face și pe mine tot acolo mă face, mă enervează, nu mai pot. Stai că e curbă. Vezi, nu contează greutatea atât de mult. Că eu nu ți-e mai subțire decât ei. Hai, că și Radu-i gras de... gras de nu mai poate. A, nici pricăjii nu e. Nu e, dar e slab tare. Slab. Radu? Gabi e mai mică. Nu lași parapetul. Hai și Gabi. Tati! Am carturile astea, nu trag foarte de dragă. De numai, vine și eu, nu, stai că acum îl prinde Radu imediat și spate. Aba, nu am avut impresia că e aia. Nu e departe, are două curbe în spate. Und da ist ein Klo. 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 Und da ist ein Klo.
devine interesant din nou. Distanța Gabi. Aradu, cred că ai ieșit în parapet sau ceva. A făcut iar o prostie. De acum sunt toți trei în poziții diferite. Ia uite. Azi cred că n-ai distrat mai mult. El nu se distrează sigur în momentul ăsta. Deci toți trei sunt în trei poziții diferite pe pistă. Nici unul nu e aproape de altul. Acum termin imediat de filmat la Ionut și trec imediat la Gabi. Părău termin cu Gabi și apare la Radu. Foarte mult în spate. Se va pățit, cred că a ieșit bine în decor. E că forțează prea mult în curbe și îl întoarce. Așa nu mai ajunge vreodată. Trebuie să vezi că atunci când e aproape de terminat